Dacă știi ce de persoana care s-a întrebat adesea de ce există bine și de ce există rău, atunci rămâi până la final pentru a afla adevărul. Ei bine, de ce există rău pe lume? Dar de ce există binele? Dar de ce există răul? De ce ceva care ne rănește există? Cum ne poate ajuta? Cum ne poate influența? Ei bine, este foarte simplu. În primul rând, din greșeli învățăm. Dacă n-ar exista greșelile și situațiile nasoale, n-am avea din ce să învățăm. Dar mai mult decât atât, de ce există răul? Te pedepsește Dumnezeu, oamenii sunt răi, oamenii sunt cruși și așa mai departe, ei bine, nu. Toate au legătură cu un singur lucru, cele 28 de legi universale ale succesului. De la modul cum gândești, modul cum iubești, modul cum vezi lucrurile, modul cum le simți, modul cum le reflecți, modul cum le trăiești și mai departe. Toate vin lanț. Toate legile acestea vin lanț asupra ta. De-aia este foarte greu să fii pe deplin mulțumit și fericit, pentru că tu ești unul singur, singur și ele sunt 28. Când tu faci ceva negativ, automat partea opusă, față-spate, bine și rău, vine asupra ta, partea negativă. Poate pe unele tu ești bine, pe altele ești rău. De-aia vei avea o senzație și efectul de domino va pleca, pentru că dacă tu continui să accepti și să faci, să te convingi pe tine, în interiorul tău, că ești o persoană rea, dură și continui să faci așa mai departe, toate acestea vor veni lanț asupra ta și să nu te mire că o dai din nasoală nasoală, că oamenii sunt tot mai răi, mai nenorociți și mai de ei parte. Să nu te mire pentru că este vorba de cele 28 de legi universale ale succesului. În schimb, dacă tu faci lucruri bune, pozitive, te iubești pe tine cum iubești pe alții, faci lucruri bune, dar le faci din inimă, reflecți în exterior ceea ce e în interior. Dacă tu gândești de bine, e ok. Dacă gândești de rău, iar e ok. Adică nu se ține cont de bine sau rău. Ce faci, aia se întâmplă. Și mai mult decât atât, dacă tu, de exemplu, ești contra la ceva, indiferent despre ce vorbim în lumea asta, când ești contra la ceva, sunt șanse să se întâmple. De ce? Pentru că dacă spui nu vreau atentat terorist, nu vreau război, nu vreau nu știu ce, acel nu vreau îl face să se întâmple. Tu trebuie să spui vreau să fie bine, vreau pace mondială, vreau oameni buni, vreau oameni liniștiți, vreau încheierea războaielor. Uite și tu câte logică are. În schimb, dacă suntem contra lor, și ele se întâmplă pentru că dai foarte multă energie. Când te duci să te lupți contra la ceva ce nu-ți dorești, dai foarte multă energie acolo și de-aia stimulezi să se întâmple. În schimb, dacă tu te duci cu aceeași cantitate de energie pentru ceea ce-ți dorești, pentru oamenii care fac bine și ajuns și așa mai departe, ei bine, atunci dai energie și dai șansa să crească. Însă slabe șanse să se întâmple astea. Astăzi am fost la defilare, ca în fiecare an, și este incredibil de-a lungul anilor cum s-au creat atâtea instituții, atâtea militari, jandarmi, polițiști, SRI. Practic, nu spun că e ceva rău. Da, avem nevoie de protecție, dar în momentul când se creează atât și atât și atât și atât de multe linii și grade și subgrade, este chestia că la un moment dat și pentru ei devine o povară și ei încep să devină oameni negativi. Foarte mulți nenorociți, prea multe lucruri nasoale, prea multe, te lupți cu criminalii, te lupți cu oamenii răi, te lupți cu oamenii violenți. Începi și să faci o imagine despre tine că și tu ești un om rău. Că practic faci rău altuia, subconștientul tău. Asta crezi despre tine. Că despre asta este vorba, bine și rău. Și în momentele alea toate legile acționează lanț și vin asupra ta. Ce-mi imaginez, asta se va întâmpla. În ceea ce cred că meriți sau nu succes sau meriți sau nu să fiu un om bun sau rău, asta se va întâmpla. Și dacă îmi și demonstrez cu atât, șansele să se întâmple sunt cu atât mai mari. Mai mult decât atât, atunci când faci un rău cuiva, ți se întoarce. Și dacă iar faci, iar ți se întoarce. Da, ăsta mi-e serviciu, asta mi-e datoria. Nu. Este ok și nu sunt anti cadrul meu ei sau ceva de genul. Sunt ok cu ei. Tot ce spun este că răul
se datorează lor. Nu lor în sensul că nu fac bine ceea ce fac, din contră. Chiar fac foarte bine și ne salvează și ne ajută. Dar motivul pentru care se întâmplă totul este pentru că există cineva contra lor. Când ești contra la cineva, dai energie, dai putere universului și îl stimulezi să se întâmple. Toate au un rost. Legea cauză efect. Toate se întâmplă cu un motiv. Nimic nu este pur întâmplător. De la a scăpa un simplu chibriș și a porni un incendiu, de la a scăpa un chibriș și a stinge la timp. Sunt două situații diferite, una cu final bun, alta cu final rău. Slabe șanse să se inventeze un serviciu sau să se inventeze ceva care să fie pentru oamenii care au nevoie, care sunt nevoiași. Să-i ajute, să-i inspire, să-i motiveze și să-i ducă undeva. Să-i ajute să se dezvolte ca oameni. Nu neapărat să-i susțină financiar și mai departe. Nu. Dar să-i ajute. Cum necum. Să le dea mâncare, să le dea apă, să le dea condiții și așa mai departe. Slabe șanse să inventeze astfel de servicii. Pentru a înțelege mai bine la ce mă refer, îți recomand să te uiți la videoclipul cele 28 de legi universale succesului pe care l-am făcut și vei înțelege mult mai bine unde te situezi, unde îți merge bine, unde îți merge rău, ce ai de lucru, ce mai trebuie să faci, pe ce părți nu ți se potrivește, nu îți merge bine și unde și ce ai de schimbat și de îmbunătățit. Viziunea asta și îți va fi cu mult mai bine, pentru că vei înțelege care este problema. Vei înțelege adevăratele cauze, vei înțelege de unde pleacă totul. Nimic nu este întâmplător. Nu totul vine de la Dumnezeu sau din credință și așa mai departe. Credința, modul în care noi vedem lucrurile, ceea ce credem că se va întâmpla, se va întâmpla. Ceea ce formăm și credem pe interior, se va reflecta la exterior. Că vorbim de credință, că vorbim de Dumnezeu, că vorbim de orice altceva. Tiparele noastre mentale sunt cele care creează realitatea, din interior spre exterior și apoi la extindere. Întâi prin spirit, prin gând și apoi prin fapte. Toate au o cauză și un efect. Poate pe unele te exprimi pozitiv și primești pozitiv, poate pe unele negativ și primești negativ. Și toate pleacă lanț. Poate tu, de exemplu, nu te iubești pe tine. Cum să te aștepți să te iubească alții? Poate tu n-ai o imagine foarte bună despre tine, crezi că nu meriți succesul și invidiezi pe alții și îți formezi o ură în interior. Ura aia se va reflecta la exterior, asupra oamenilor de succes. Vor apărea tot timpul în cara ta pentru că le dai energie și te vei frustra, te vei omorâ, încet încet nu te vei mai iubi nici pe tine și uite așa îți vei destrăma relațiile. De la un singur lucru pleacă toate. Vei crede că nu meriți, că nu ești demn, știi ceva. Nu te interesează ce ți-au spus ceilalți, cum te-au educat părinții, cum ai fost învățat. Te interesează doar persoana ta. Să te autoeduci, să faci ce e bine pentru tine, să înveți și nu te interesează stânga-dreapta. Doar persoana ta. De-aia există bine, de-aia există rău. De-aia există o balanță, de-aia nu se poate întâmpla nimic. Dumnezeu ne-a lăsat liber. Suntem cu toții liberi. Ce facem este alegerea noastră. Însă legile ne guvernează și vin în întâmpinarea asupra noastră. Dacă, de exemplu, avem o stare mai proastă și facem un rău cuiva, ori îl batem, ori îi vorbim urât, păi fii sigur că se va întoarce asupra ta din partea unei persoane la care ori nu te aștepți, ori te așteptai să ai niște rezultate mai bune, niște relații mai bune și te trezești că toate sunt destrămate sau nu-ți merge cum trebuie. Crezi că întâmplare nu este întâmplare, e legea care ne guvernează. E plătit-o cuiva, ți-o va plăti și legea ție. Ca să înțelegi mai multe, intră pe videoclipul acesta și vede despre ce e vorba. Cam asta ar fi. Dacă ți-a plăcut, nu uita să-mi dai un like, un share și un subscribe.